Salutare dragi unaniști și bine ați dat click la un nou videoclip. Sper că vă place ce avem aici pe fundal. Astăzi vom discuta despre cât de dăunător este consumul de buleală. Acașa așa ne place nou să zicem. Pornografie, pornoșaguri, bă, buleala așa mai pe românești. Nu-i prea bine, dar nici uh, o crimă nu este. Apropo, o glumă pe care am auzit-o la rezumatul zilei, parcă la rezumatul zilei acum mult timp, era așa, există două tipuri de fete, cele care se uită la porno și cele care nu recunosc. Și chestia asta este foarte adevărată. Nu există om care să nu fi consumat în viața lui pornografie. Excepție dacă stă pe la mănăstiri pe munți prin Tibet, sau este din vreun trip prin junglă, sau este într-un sat amărât unde de-abia există curent, dar televizor și asta internet, ioc. Dar în rest, Vă spun, toți cei din cercul vostru, excepția dacă sunteți mici și aveți prieteni și mai mici, da, ei n-au consumat, dar majoritatea oamenilor s-au uitat. Acum, fie că intră pe așa ceva, fie că își cumpără acces la un OnlyFans, ceea ce îmi se pare de-a dreptul de simp, alt termen nu găsesc. Să dai bani pe OnlyFans, ești ultimul simp, dă un colo de treabă. Aici ai chestia asta care e infinită, gratuită, nu, tu dai pe OnlyFans, lasă un colo de treabă că e simp. Revenind, nu există ou care să nu fi consumat, fie că se uită la așa ceva, fie la chestii de exemplu OnlyFans sau din astea, fie pur și simplu se uită la filme din astea de dramă care apar multe scene de genul, gen, nu știu, 365 sau Fifty uh, Shades of Grey, nu contează, oricât de inocent pare un om, oricât de cuminte pare el sau ea, am avut și eu abonate. Le salut și pe ele, am o abonată care la prima vedere părea inocentă, dar ea folosea liniștit mânerul de la o perie din asta, mai mult de atât nu pot să spun. Da. A rămas un pic și după aia m-am dat seama, bă, e bine ceea ce pare pe lumea asta. Așa că hai să trecem la subiect, că deja ajunge cu introducerea, avem vreo două minute. Consumul de buleală. Este grav, nu este grav, bă, nu e o nenorocire, dar nici bine nu e. În momentul în care te uiți prea, la prea multe o să-ți strice perspectiva despre cum funcționează cu adevărat viața. Probabil na. Ai 16-17 ani și, și, și începi să te uiți la așa ceva. Urmează să să-ți faci o gagică și tu ai impresia că ea trebuie să facă ca toți dracii să sară pe tine, să se învârtă, să mai și facă vreo 3 salturi de manevre de wrestling. Să mai apară și vreo 2-3 delfini. Să se schimbe lumina în cameră, să apară tal de trandafir sau la ce vă mai uitați voi. O chestie pe care în schimb n-am văzut exprimată în felul ăsta, la nimeni la ce mi-a apărut pe YouTube, sau poate n-am găsit eu un clip ca lumea, care să se exprime cum mă exprim eu ca țăranu, Î uh, strică așteptările. Mai ales dacă, cum spuneam mai devreme, ajuns să faci pentru prima dată. Vezi acolo ce e la porno. Sunt toți musculoși și tipele alea arată bombă. Că așa e, după acolo, Pe acest site, trebuie neapărat ca tipii să fie musculoși și cu cariciu până în genunchi și după aia încep să apare insecuritățile tale, bă, abia aș face relație, dar ce fac? 18 cm sunt mulți, sunt puțin ce mă fac? Uh, sunt Trebuie să am pătrățele, la fel cum de sunt și tipele, vrea unul musculos cu vene, că nu știu ce, păi tot de acolo. De aici încep chestia genul că și cum sunt fetele astea obsedate musculoși că văd acolo, poia mori, oșo. Deși să vă zic o chestie, ăștia musculoși să știți că n-au cel mai mare cardan. Că sângele care trebuie să se ducă în cariș ca să fie tare trebuie să stea în mușchi. Nici aia grași nu sunt buni, că na, trebuie să se ducă mult sânge la inimă să se pompeze pe acolo, o greutate multă și așa, așa. Cei mai buni sunt aia care nu sunt uh, nici grași, un pic de burtă maxim, nici culturiști așa, mai potriviți pe acolo. Chiar și pe aia spre schine, că mai am eu două, trei cunoștințe care le plac tipii slabi. M-am prins de ce le plac tipii slabi. slabi. Apropo, mi-a mai zis cineva de ce fetelor le plac chitariștii și pianiștii. Nu pentru muzică, am trăit în 22 de ani. În schimb, există și un efect benefic, lângă faptul că te simți bine pe un moment că poate e stresat. Deși nu-i bine să abuzezi de chestia asta că faci ca aia care ca să se liniștească bagă și o țigară și până la urmă de la orice mic stres să ajung să fumezi un pachet și ei nu mai simt niciun pic de dopamină. Așa și cu chestia asta nu abuza. Cu cât abuzezi mai mult cu atât au să ajung să ai bătături în palbă. Și crede mă e nasol. Am căzut eu odată și m-am julit, ok? Că mi-a pus chinile piedică și mă durea când țineam mâna pe volan. Nu vă gândiți la prostii. Uh. Există și o parte bună. Este o mică doză de educație sexuală. Pentru că în școli sexul este inexistent. Și îmi place că sistemul nostru ne învățământ. Cum de trebuie să fac un video pe tematica asta. Ne laudăm că avem 20-30 de olimpici cât o aveam fiecare an. La nivel mondial. Parcă. Dacă nu ar fi și cifrele astea umflate. Parcă suntem noi cei mai cei noi românii. urmașii și dacilor. Așa. Deși avem câți olimpici o avea suntem number one pe Europa la analfabeti, abandon școlar și mame minore. Degeaba ai uh, 20 de olimpici, dacă ai cel puțin 3000 de mame minore și încă vreo 10 de copii care abandonează școala. Din cauza sărăciei sau neavând posibilitatea ca să învețe. Lipsă de acces la educație, drumuri prin pădure, prin, cum sunt multe sate amărâte prin țară în continuare în secolul 21. În anul 2022. Trist, foarte trist. Măcar așa lumea mai vede acolo un pic de educație. Pentru că poți să găsești chiar și tutoriale, de exemplu, cum se pune un prezervativ, pentru că nu există educație sexuală la școală. Trebuie să facem religie. Până în clasa 12 -a, o materie pe care o văd inutilă după clasa 2 hai să nu exagerez. Că e bun așa la copii mici, că învață cu poruncile alea să nu fie invidioși, chestii de morală chiar bune. Dar știți Ajungi să ai 18 ani, deja majoritatea vă, vă începeți viața de bulitori, ca să zic așa de vânători și culegătoare, sau culegători și vânătoare, da. depinde de atracția fiecăruia, dar în loc să faceți educație sexuală ca să vă pregătească din timp, tot religia vi se bagă, ceea ce este nasol, foarte nasol cum de vorba unui prieten. Era la școală, avea 15 ani și nu știa să-și pună un prezervativ. Nasol. Uh, acum dacă tot am vorbit despre puleală, mulți probabil deja vă gândiți, mă, gata, vreau să fiu șbecher, Vreau cât am, 13 ani și am văzut primul film, gata, vreau și o să fac de-astea. Potoliți-vă că nu e chiar așa. Azi, potoliți-vă că nu e chiar așa. Aveți un vierme atâta la vârsta aia și vreți să faceți chestii ca aia? Aveți răbdare că nu degeaba sunt plus 18 recomandat e ca te de apropii de vârsta aia, Când ți s-a dezvoltat și ție ciucurelul să faci treabă. Nu vă apucați să faceți de mici, că o să regretați mai devreme sau mai târziu. Odată ne-a zis și nou profesoara de biologie la școală că să ne protejăm să folosim balonașe. În mintea mea, da, vine când ni se zice acum, când probabil unii deja au ciuperci, au ciupercărie pe acolo. Sfatul meu, că știți că plecați undeva. Petrecere, club, banchet, zi de naștere majorat orice și aveți peste 15-16 ani și deja vă începe să simțiți mirosul de să aveți la voi un portofel, un ceva, un balonaj, două în caz de orice, e bine să le aveți. Dacă tot țineți toate prostiile prin, prin portofele, aveți acolo băgate, de exemplu, abuzunarul cu monede și niște balonaje în caz de orice, că e bine. Recomanda și pentru fete să aibă la ele, că poate cine știe. Au pus ochii pe la o petrecere, ăla n-are balona și... Să nu riscați vreo ciupercă ceva, vreo bacterie nasoală, vreo clamidie, vreo boală de-asta, un păduc sau și mai rău o sarcine dorită. Așa că v-am dat și un pic de educație. Protejați-vă, nu vă grăbiți să începeți de la vârste mici la 13-14, că... Dacă începeți de atunci, s-ar putea să... O luați razna așa că nu sunteți dezvoltați complet Cum de nu e bine nici să fumați la vârsta aia Eu am început să văd pe stradă copii de 12 ani care fumează Poate chiar mai mici Și un mit mintea mea Am peste 20 și n-am pus în viața mea botul pe țigară Da, vremurile se schimbă probabil ceea ce este destul de nasol Și uite, un mit pe care îl aveți unii Ei bine, cum spuneam Ce vedeți voi în filme sunt regizate. Astea cum ar fi de producție cu actorii ăștia mari Johnny Sins și cine mai e? Johnny Sins îmi place că la un moment dat făcea și vloguri pe YouTube și erau chiar mișto. Dar acum n-am mai postat pe YouTube. A postat în altă parte. <laughs> Sunt, cum să spun, regizate. Adică se taie la montaj. Când simt și actorii că e mai plăcut, atunci le zice regizorul. Hai, schimbă, da așa. Mai bag și o scenă în care vine poștașul, pardon, bărbatul acasă că e poștașul. Nu se întâmplă niciodată așa. Uite, de aici poate să apară și la unii relații chestia asta de gelozie. Că vedeți acolo că dacă vă lăsați, nu știu, prietena voastră, nevasta voastră singura acasă sau... Vă dau un exemplu acum pe care puteți să vi-l imaginați și voi dacă l-ați pățit sau și pe cineva care a trecut prin asta. Pe ideea că dacă vă lăsați prietena singura acasă și vine poștașul instalatorul ceva să repare acolo, să instaleze Windows-ul, gata. E... e clară treaba. Uh unul dintre voi trebuie să plece la un majorat și vă gândiți, mamă, e fără bine, se bată ea pe acolo, se ducă în baie și... Așa că... Mai bine, nu vă mai uitați la scenarii, la scenetele alea, chiar dacă uneori sunt chiar interesante, dar... În fine, poate unora nu vă plac poveștile alea, vă recomand să... Dacă aveți excese de-astea e gelozie sau sunteți în punctul în care vă chinuiți prietenele, mai bine nu vă mai uitați de -o la buleală pentru că vă strică rău de tot. Dacă petreceți mai mult de o oră pe zi, chiar și cu ajunsul la pagina 50, că vă înțeleg, e prea mult, lăsați-o dracu' de treabă. Dacă simțiți voi că faceți prea mult, încercați să vă ocupați timpul. Cum de alții sunt bețivi, nu muncesc și se miră că de ce beau toată ziua și dacă s-ar duce la muncă ar fi ocupa, ocupați 8 ore plus o oră, dus o oră, întors și ar fi ocupați și n-ar mai sta tot timpul să bea sau ce să facă, așa și vă încercați să vă ocupați timpul cu ceva. Mai ales acum e vară, mergeți pe afară, plimbați-vă cu bicicleta, nu știu, apucați-vă de lecții de un instrument, mergeți la cutare, tare, cu tare, să învățați să cântați, apucați-vă de școală de condus și din astea. Și cam atât alte sfaturi pentru începătorii care vor să-și facă relații, ce sfaturi să vă dau? Uh, cel mai bun sfat pe care pot să vi-l dau pentru cei care se zice vreți să vă faceți o relație sau vreți să o cuceriți să o convingeți pe aia să se bulească și așa, sfatul meu nu ascultați de sfaturi pentru că majoritatea ăstora care au videoclipuri și de-astea de vă învață pe voi cu replici cu astea sunt niște niște hărțuitor mai mult. Adică, pe ăștia de mă învață, du-te acolo, insistă, să să-ți Instagram, e deja hărțuire. Și e nasol. Feriți-vă de minore dacă aveți peste 18 ani. Deci dacă aveți 18 ani, nu vă mai uitați la dele de 15 și... 16, începeți și voi să vă gândiți de la 17 și jumătate, rotunjit 18, dacă tot aveți 18 și voi în sus. După ce am făcut 18, gata, abia luat gândul de la Dalea. Chiar și cu un ar mai mișca bine. Mie mi-e e frică de pușcărie că da, ia bătund acolo și era sol. Deci feriți-vă de minore, feriți-vă de bagaboante. Ideea este în frumător. Dacă în clasă, la voi, la liceu, la muncă, unde sunteți, e vorba de una, de toată lumea că e după ea, mai bine vă lipsiți. Că s-ar putea să vină boraj de ăștia să o impresioneze cu mașini, cu telefoane, cu cadouri, cu excursii. Și voi o să vreți probabil să țineți competiția și nu vă alegeți cu nimic. Feriți-vă de astea de toată lumea în limbă după ea. Sau unde știți că au fost o grămadă acolo și nu s-au întâmplat lucruri prea bune. Când vă faceți o treabă stabilă și aveți cu cine să vă fufu fie că e relație, fie că e prietenie cu beneficii care e foarte bună. Unde zic domne mă că prietenia cu beneficii nu merge fără sentiment. A, iurea. Astea de vor sentiment e clar, probabil n-au dat de unul să le satisfacă. Sau la fel cei care zic, nu domne, că n-aș putea, că e ca o soră pentru mine, că ți-e rușine, recunoaște, ți-e rușine să faci chestia asta, lasă-o, da. Să n-ascultați de sfaturi de genul, trebuie să faceți exact cum vreți voi. Dacă vă țineți bine cu o persoană, indiferent de atracția voastră, nu luați de astea că bă, trebuie să vă cunoașteți de mai mult de o lună, să aveți nu știu câte întâlniri. Faceți cum simțiți voi, nu după cum vă dictează alții, nu ascultați desfaturi de la XY cu artiști de agățat, cum s-ar trauce pick-up artist. Așa. Și spălați-vă des. De ca să vă mai dau niște educație sexuală. Spălați-vă des, să nu faceți brânză, că e nasol să aveți brânză, mai ales că e vară și se împute. Se împute rău. Cam atât. Dacă mai aveți, nu știu, Trebări, comentarii pe acest subiect, vă rog să mi lăsați în comentarii. Cred că am specificat ceea de specificat. Văd că am vorbit nițel aici. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Din nou, nu fiți brânzoși. Nu abuzați de nimic. Nu vă uitați prea mult că nu-i bine. Și nu uitați de activitățile mai importante pe care le aveți. Sunteți a 12-a, a a 8 trebuie să învățați. Sunteți la școala de șoferi, faceți chestionare. Aveți muncă, țineți-vă vădă buncă, și așa mai departe. Eu v-am lăsat aici. Noapte bună tuturor că e vreo 12 noaptea când filmez și ne vom auzi probabil de seară la un nou live. au les tuturor. Apropo, vreau să le mulțumesc tuturor celor care și-au luat un membru până acum. Cine își ia membru, îl voi băga pe grupul de WhatsApp exclusiv pentru membri unde mai dau acolo diferite uh, informații pe care membrii le află înaintea tuturor celorlalți. Ce urmează să filmez și poate le mai cerci câte un sfat, o idee, cum să mai editezi o chestie și așa mai departe. Cam atât, ne auzim pe data viitoare, ce au tuturor!